După muzică sud-americană, o să vă prezentăm o piesă în premieră. Este compusă de un compozitor român, se numește Valentin Mandric. Câteva lucruri despre compozitorul Mandric. În prezent, el este profesor la Liceul Dinu Lipati din București, Liceul de Muzică Dinu Lipati. Este pianist, a absolvit Conservatorul de Muzică din București, secția teoretică, după care a mai făcut și Academia de Muzică din București, Facultatea de Compoziție și Jazz, muzică ușoară. Are o experiență destul de vastă, aș putea spune, în domeniul compoziției. Compune muzică de film, spre exemplu, compune muzica de film la filmul Singur pe lume, în regia lui Tudor Giurgiu, filmul 12.000 de capete de vită, regia Radu Penescu. De asemenea, activează ca pianist într-un film, Bună ce faci, al lui Alexandru Maftei. De asemenea, are și colaborări internaționale, a stat o bună perioadă în Japonia, și unde activa ca pianist, aranjor și compozitor. De notificat este că domnul Mandric a realizat compoziția imnului Colegiului Național de Arte Dinu Lipati din București. El, de asemenea, are foarte multe premii pentru compozițiile sale, îndeoseb pentru muzica de armată, fanfară. Iar piesa care o să auziți în această seară se numește Rock Quartet. Thank you.
Aplauzele noastre, îl invit în scenă pe domnul Valentin Mandrich.